dimineața, sunt în grabă mare, mă grăbesc să ajung la cosmetică. Mai am cam 10 minute, cam târziu și după aceea am programare la unghii să-mi fac manicura. Vreau să-mi pun unghiuțe pentru că vreau să rezolv o problemă. Mi se tot rup, se exfoliază, se agață și sincer mă enervează, mai ales când mi se agață și se rup. Ah. Și vreau să-mi pun unghiuțe ca să fie tari, rezistente și plus de asta arată și bine, frumos. Da, așa că pornesc la drum. Noi ne vedem după ce termin cu cosmetica și cu manicura. Gata, am terminat și cu cosmetica și cu manicura. La cosmetică m-am pensat și mi-am vopsit sprâncenele. Luna viitoare am și lash lifting, odată la 2 luni îl fac. Și la manicura mi-am făcut unghiile acestea, deci nu vine să cred ce culoare mi-am ales. Am fost o poză pe Pinterest, dar îmi place, sunt culori vibrante de vară, de aceea mi-am ales această variantă ca să meargă cu rochițe de vară și tot felul de maieuri și de haine din acestea flu-flu de vară. Pentru persoanele interesate, pentru că știu că sunt și persoane interesate, am plătit 40 de euro. În România, în urmă cu mulți, mulți, mulți ani, când locuiam eu acolo, plăteam 50 de lei. Aici 40 de euro, dar este și o diferență de mulți ani. Mi le-a făcut cu acril până la urmă. Nu știu de ce așa mi le-a făcut. Îmi plac, doar că mi se par puțin cam lungi. Le-aș fi vrut o idee mai scurte. Cam așa arată. Dar e ok și așa arată bine. Poate data viitoare o să-i zic să le fac o idee mai scurte, pentru că într-o lună mai cresc. Peste o lună trebuie să mă duc să le umplu. Dar arată bine. Îmi place cum arată. Și acum să merg și eu acasă la băieți și la Cipri, pentru că Cipri a rămas cu copiii ca eu să pot să mă duc să mă răsfăț. Am un soț minunat, știu și îi mulțumesc pentru acest lucru. Și gata, să mă duc acasă, să mă apuc de treabă. Iar mi s-a oprit camera, încă nu am ajuns cu ea în concediu, o să am timp și o să mă duc să rezolv și problema aceasta. Și da, vreau să mă apuc de treabă, adică să tund iarba, vreau să învăț să folosesc mașina de tuns iarbă, de aceea și vreau să tund eu astăzi iarba. Ok, let's go! Am ajuns acasă și astăzi poștașul ne-a adus un pachet, cred că sunt măștile comandate, cred că cele Army, dar haideți să le desfacem să vedem. Da, au sosit măștile, sunt cele Army pentru Edi, pentru la școală, sunt de copii măștile acestea și acum are suficient, are destule.
o să vă arăt rezultatul final. Ia uitați, aia e o diferență totală, așa-i? Mai trebuie să strângem de pe aici chestiile astea. Dar în rest e ok. Și aici o să vă arăt. Ta-dan! E altfel, altă poveste. Gata, am terminat și cu iarba. Unghiile mele de 40 de euro, așa arată. Au rezistat cu brio acestui test, deci dacă au rezistat la așa ceva, cred că rezistă la orice. Dar da, mă bucur că am terminat cu iarba, mă duc să mă spăl pe mâini și să mă duc să întind rufele. Am întins și rufele, o tură de rufe. Am spălat și încălțămintea, acum am pus-o la uscat acolo. Problema este că nu mai este soare, a intrat soarele după nori și sper să nu vină ploaia, s-ar putea să plouă. Ca tot ploua zilele astea, astăzi ce a fost mai cald și aș vrea să mai spăl o tură de rufe, dar mie că dacă vine ploaia, după aia le udă. Și nu știu dacă să mai bag o tură sau nu. Cipri este sus la 2, lucrează la birou împreună cu Eric și Eddie este la 1 și face curățenie în camera de joacă. Am și o curiozitate. Mai este cineva care reușește să scoată atâta jeg de pe podelele din casă? Și aceasta este doar mizeria de pe jumătate din podeaua din living, din sufragerie. Iar cealaltă jumătate o să curăț cu laveta aceasta curată. Nu dau cu mopul zilnic, aspir zilnic, însă cu mopul șterg o dată la 2 zile. Dar totuși, pe jumătate din podeaua din living. Ia uitați ce a fost. Jale, jale. Copiii intră și de afară cu șosetele murdare din grădină și da, ce să mai zic, cu pământ, cu de toate. Să fac încheierea la acest vlog pentru că sunt frânt. Astăzi am muncit atât de mult. Deci să ai o casă pe lângă bani, te costă și mult timp investit, multă, multă, multă muncă și satisfacțiile sunt pe măsură, dar este multă muncă. În fine, cam acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!